Colegi, suntem în 22 iulie, astăzi 22 iulie, în toată țara, dăm start admiterii 2024. Unitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă și-a deschis larg ușile pentru tot cei ce vor să vină în domeniul științei educației, în științe umanistice, arte, științe ale comunicării. Ne bucurăm enorm de mult că alături de noi, la acest debut a admiterii 2024, este ministrul Educației și Cercetării, domnul Dan Perciun. Și oferim cuvântul. Bună ziua tuturor și bine v-am găsit. În primul rând, felicitări celor care sunt deja aici și depun cererile. Ați făcut o alegere corectă, cea mai bună alegere din punctul nostru de vedere. Ați ales să deveniți viitori profesori. Ne bucurăm mult că aveți interesul pentru această meserie, pentru această vocație și sperăm în 3 ani de zile să vă regăsim în instituțiile noastre de învățământ. Noi ne-am străduit să creăm condiții cât mai bune, să dublăm bursurile la pedagogie, urmează investiții în cămine, am majorat indemnizația pentru cei care urmează să meargă în școală, în așa fel încât să vă convingem de corectitudinea deciziei pe care ați luat-o și sper că ați urmărit campania de promovare a profesiei de pedagog, fipro.md, care am desfășurat-o alături de colegii de la USAID, colegii de la UNICEF și care o să continuăm și în acest an. Acum, anul acesta, noi într-adevăr avem o modalitate nouă de depunere a cererilor online. Astăzi este prima zi, respectiv mai avem probleme tehnice pe care trebuie să le aranjăm. Eu cred că noi pe parcursul zilei o să le soluționăm pe toate. De principiu, până pe data de 31, timp este. Așa că o să ne străduim azi, mâine dimineață, lucrurile se remediază acolo unde sunt anumite elemente. Oricum, puteți depune cererea fizic, o lăsați la universitate și ulterior ea poate fi dublată, replicată și online. Așa că rămâne și această posibilitate. Vă așteptăm pe toți la Universitatea Creangă și Nodar în următoarele 10 zile pentru a valorifica toate locurile pe care Republica Moldova le-a pus la dispoziția dumneavoastră, la buget în acest an și vă îndemnăm încă o dată să alegeți profesia pedagogică la Universitatea din Universitatea Creangă, la Universitatea de Stat, la Universitatea din Bălț, Comrat. Există aceste opțiuni și sperăm tare mult să fiți alături de noi în acest an. Vă mulțumesc! Ne bucurăm adevărat și noi celor care la prima oră dimineața ne-au plășit plagul. Avem o ofertă generoasă pentru candidații la admitere, 1099 de locuri bugetare la peste 100 de programe de licență și master. Anul acesta, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, grație proiectelor internaționale, proiectul Băncii Mondiale, deschide programe noi, 3 programe la licență. Este vorba de program Pedagogie Învățământului Primar și Psihopedagogie, Pedagogie Preșcolară și Psihopedagogie, Educație pentru Societate și Istorie. Dar și 5 programe la master, programe noi, iarăși deschise grație proiectului Băncii Mondiale, cu participarea partenerilor strategici și a cadrelor în domeniu din România și din Europa. E vorba despre programul Educație Tehnologică, Inovații Tehnologice în Arte și Tehnologii, e vorba de programul didactică, disciplini non-lingvistice în limba română, engleză și franceză, este vorba de program educație lingvistică timpurie în context intercultural, iarăși în limbele română, engleză și franceză, este vorba de programul educație inter- și transdisciplinară și strategii didactice, dar și programul management pentru dezvoltare personală și consiliere organizațională. Pentru prima dată în Republică, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă deschide 12 programe de învățământ la distanță, dar și 2 programe cu învățare în limba engleză. Este vorba de programul animație în limba engleză și programul la psihologie în limba engleză. În afară de aceste programe, Universitatea vine cu spații renovate și cu dotări, deschiderea claselor multifuncționare, centrelor, hub-ului universitar. Toți cei care vor să vadă o universitate
cu personalitate, o universitate axată în viitor, sunt bineveniți la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Vă așteptăm cu mare drag!